Dinamo și FCM Bacău au făcut de multe ori spectacol în divizia. Acum 2 ani se marcau 10 goluri aici în Ștefan cel Mare, într-un neverosimil 7-3 pentru Dinamo. Alte 12 goluri s-au înscris în sezonul 2001-2002, când gazdele s-au impus pe teren propriu cu scor identic, 4-2. Suntem Bogdan Cosmescu și Emil Berdinescu și avem motive să ne așteptăm la un spectacol și în această seară liniștită de septembrie. Să trecem repede în revista alcătuirea celor două echipe. Bacăul în albastru complet va avea lovitura de start în acest meci și începe cu Manea în poartă. O linie de 5 oameni, Codreanu, David, Bojescu, Geamăn și Ganea. La mijloc Trofin, Croitoru și Adrian Gheorghiu, iar în atac Tănasă și Doltea. De partea cealaltă, Dinamo este lipsită de ivorianul Dauda, accidentat. Dinamo în poartă cu Gaev, 4 fundași, Pulhac, Moții, Tamaș și Goian. La mijloc Pleșan, Grigorie, Mărgăritescu și Flore Petre, în atac Bratu și Claudiu Niculescu. Un meci condus de Cristi Balaj, care iată revine după două etape de suspendare. A greșit la meciul Gloria FC Vaslui și a fost penalizat drastic. Și să degajeze, nu foarte departe. Acesta este Bojescu. Proitorul agață mingea cu ultimele puteri. Claudiu Niculescu, foarte bună devierea. Bratul este cu fața la poartă, este periculos în astfel de momente. Excelentă trecerea în viteză a lui Florin Bratu, care însă a trimis anemic spre poarta lui Mircea Manea. Prima ocazie de gol a lui Dinamo în minutul 13. Intervenția lui Gheorghiu, care reușește să recupereze. Croitorul este blocat. Deocamdată băcăoanii aduc puțin oameni în jumătatea adversă, iar Dinamo păstrează pe cei doi fundași centrali din propria jumătate, indiferent de momentul jocului, astfel încât acțiunile de atac ale Bacăului sunt blocate cu ușurință. Greșeala lui Gheorghiu. Florentin Petre, o pasă spre Grigorie. Din nou Florentin Petre încearcă să lovească Bratu. Un șut, este 1-0, gol marcat de Claudiu Niculescu. Balonul a fost deviat. Voleu splendid reușit de Claudiu Niculescu, care iată înscrie cel de-al treilea său gol din carieră în poarta lui FCM Bacău. Golul cu numărul 101 pentru Niculescu în divizia. Popovici, nemulțumit. Da, antrenor cu licență pro, probabil nemulțumit de greșeala lui Gheorghiu. Adrian Gheorghiu a scăpat acea minge de sub control, o minge care ajunge în careul bacăuan. Un volet splendid, este drept și deviat, dar un vole decisiv care aduce pe Dinamo la conducere în minutul 15. În acest moment Dinamo este pe locul 2 în clasament. Etapa viitoare, marele derby Steaua Dinamo, care va fi transmis în direct de TVR1. Bacău să-i paseze, să miște mingea pentru Niculescu. Cred că și renunță Niculescu. Da, Cristi Balaj cu brațul sus. Minge mișcată pentru Tamaș, care trimite o torpilă reținută în doi timp de portarul Manea. Gabi Tamaș în creștere mare în ultimul timp, mai ales la echipa națională. Tot el joacă această minge pe care o trimite spre Pulhac. Bratu este pe linia porții la acest corner pentru Dinamo. Corner bătut de Claudiu Niculescu, foarte bine minge tăiată, care amenința să intre la vinclul porții lui Manea. Manea a boxat nu foarte convingător și a fost o minge reluată de Tamaș peste poartă. Încă o dată centrarea lui Moții și lobul lui Tamaș. Poziția nu este cea mai comodă. Tamaș nevoit să sară mult pentru a lovi mingea corect. Pleșan. Apoi la Tamaș. Tamaș și Pleșan, doi componenți de bază
ai naționalei de tineret, promovați la echipa mare. Iată acum pe Ștefan Grigore, o pasă excelentă pentru Claudiu Niculescu. De kilogram acest gol. Mazilu, Claudiu Niculescu. Mazilu este golgheterul la zi în divizia cu 6 reușite. Niculescu a ajuns la cota 4. Ce serviciu de calitate! Ce pas excelent a dat Grigorie. Mingea cap pleacă precum dintr-o catapultă din stângul lui Claudiu Niculescu. 2-0 pentru Dinamo. 2-0 pentru Dinamo. Fie același Claudiu. De începutul echipei sale aici în Ștefan cel Mare, o intercepție a lui Florentin Petre. Florentin Petre trece, trage Florentin Petre, slab, n-a mai avut forță jucătorul pe care Giovanni Becali nu s-a sfit să-l critique și iată o schimbare la Bacău. Florin Petcu se pregătește să intre pe teren la prima întrerupere. Este un vârf care n-a mai înscris de foarte multă vreme în divizia. Hac scoate mingea în afara terenului. Nu, cred că a fost Pleșan. Croitorul se întoarce, Croitorul rămâne la minge și caută colțul lung, nu găsește însă decât Tușa. Marius Croitorul a fost component al lotului național de tineret. Este un fotbalist care a început performanța la Giurgiu. La un moment dat s-a pus problema transferului său la Bistrița. Distanță destul de mare față de poarta bielorusului Gaev. Gaev care a câștigat duelul pentru titularizare cu Adnan Gusu. Considerat în mod cert numărul 1 la Dinamo atunci când a venit de la Craiova. Trage Garea. Puternic, respinge Gaev, dar o face bine. Acolo le trebuie să respingă un portar într-o zonă unde nu se afla niciun adversar. Foarte bun șutul lui Florin Ganea. Dașul stâng al Bătoanilor. Ureche și Claudiu Niculescu. Dinamoistul presează și Ureche nu găsește altă soluție. Corner pentru Dinamo. Iată șutul sănătos al lui Florin Gane. Respins cu pumni de Gaia. Corner la cealaltă poartă. Bucaunii l-au lăsat în față doar pe Florin Petcu. Se bate la prima bară. Respins Trofim. O acțiune care putea să lase fără replică apărarea Bătoană. Din nou un triunf superb care a dezechilibrat apărarea oaspeților. Croitorul continuă să discute cu Balaj și să susțină că a fost un fault al lui Moții la Tănase. Apărarea dinamovistă. Una dintre ultimele faze ale reprizei cu Pleșan. Pentru Grigorie, Grigorie caută o soluție. Șutul lui Grigorie n-a fost deloc rău și este corner. Șutul n-a fost puternic, dar a fost foarte bine plasat cu efect. Grigorie, omul care a dat pasa de la golul 2 al lui Dinamo. Și a dat culoare și ritm acțiunilor de atac dinamovist. Și Grigorie a fost, la un moment dat, în anturajul echipei naționale. Să spunem al acestei prime reprize, 3-0 pentru Dinamo și cred că în mare măsură lucrurile sunt rezolvate aici în Ștefan cel Mare. A fost o schemă interesantă a dinamoviștilor la acest corner, înghesuială mare la prima bară, Claudiu Niculescu însă trimite la bara a doua, acolo unde Moții scapă ușor din marcajul lui Geamă. Portarul era ieșit din nou pe sub traiectorie. Thank you.
încheie aici o primă repriză în care Dinamo a fost evident mai bună, a reușit să marcheze 3 goluri, de 2 ori Claudiu Niculescu, o dată Moții, și reacția lui Popovici este elocventă pentru ceea ce simte Bacăul după aceste prime 45 de minute în Ștefan cel Mare. Pe data pauzei legătura în studio, vom reveni pe Dinamo pentru repriza 2. Ștefan cel Mare, dragi prieteni, la partida Dinamo FCM Bacău, 3-0 pentru Dinamo după prima repriză, o defensivă băcăoană pedepsită și depășită de jocul imaginativ al gazdelor. O echipă care a primit un singur gol în 4 etape este, iată, dezmembrată în prima repriză de atacul dinamovist, condus de Claudiu Niculescu, care a înscris de 2 ori. Cel de-al treilea marcator este Moții, aflat la prima sa reușită în divizia. A început repriza a doua cu Dinamo atacând la poarta din stânga. Cu Bratu plecat pe un culoar liber, este genul de fază care îi convine lui Bratu. A fost blocat, faza este continuată însă de Pleșan. Florentin Petre spre Claudiu Niculescu, se interpune Geamăn. Acțiunea rămâne periculoasă. O minge scoasă la Grigorie, prinde Mane. Iată două acțiuni periculoase la ambele părți, la ambele porți. Puțin mai devreme, cel care a șutat a fost Croitorul, blocat de intervenția lui Tamaș. Apoi răspunsul rapid și apăsat al celor de la Dinamo. Asemenea, ratări mari în meciul de tineret contra cehii. România, dacă obținea victoria, avea șanse mari de calificare pentru baraj. Este schimbat Bratu, prima înlocuire pe care o face Dinamo. Ian Zicu, jucătorul lui Inter Milano, împrumutat aici la Dinamo. Este un jucător al lui Dan, intră unul al lui Inter. Putea deveni periculoasă, putea ataca într-o situație de 2 contra 2. Grigori. Grigori a încercat să-l lanseze pe culoar, pe Zicu. Iată acum voleul surprinzător și frumos al lui Florentin Petre. Execuție deosebită a capitanului dinamovist. Sigur, șansele de a marca erau destul de mici în acea poziție. Acest meci este observat din tribună de antrenorul, de managerul lui Everton. Probabil impresionat de forța de atac a lui Dinamo. Claudiu Niculescu, pull-hack. Claudiu Niculescu într-o zonă neașteptată pentru o fază care se desfășoară în apropierea careului advers. Pasa lui Tamaș, din nou pentru pull-hack. Dinamoviștii combină cu lejeritate, multă precizie în aceste pase. Greșește pull-hack centrarea. Florentin Petre primește Zic. Grigorie, au reușit să recupereze băcăoanii prin Trofin, acum Mărgăritescu. Iată-l pe Zicu, eliminându-l pe Codreanu, Iani Zicu. Nu reușește șutul așa cum și-ar fi dorit. Un mare talent, considerat la un moment dat urmașul lui Hagi, crescut tot la Constanța, Iani Zicu. Tamaș deja îl ținea sub supraveghere pe Tănase. Grigori, Mărgăritescu. Pătrunde Mărgăritescu. Iese din nou la margine Claudiu Niculescu. Mingea însă nu trece de baraj. Deocamdată nu au reușit să marcheze cele două meciuri pe care le-au jucat afară. Acesta este al treilea. Zicu, marginea careului, Zicu pregătește șutul, îi pasează lui Claudiu Niculescu, Zicu scrie. 4-0, minutul 19 al reprizei a doua.
Iată câte posibilități de finalizare avea această fază, datorită jocului plin de imaginație în fața careului advers. Până la urmă a înscris Zigu cu o reluare superbă în vincul. Ceva îmi spune că Zigu o să mai înscrie odată astăzi. Zicu își manifestă atașamentul față de culorile clubului. Ioan Andone mulțumit. Obiectivul pe care și l-a propus pentru acest meci, spectacol, este realizat. Se poate de asemenea obține scorul campionatului. De până acum au mai fost câteva victorii cu 4-0. 1-3, ambele înfrângeri la Bacău. Frumoasă combinație între Zicu și Grigorie. Zicu în marginea careului, o pasă pentru Grigorie. Marea se opune golului 5. Bacăul este groghi. Dacă am fi la al lui Tamaș în adâncime. Și iată reluarea lui Ștefan Grigore. Grigorie, care a înscris până acum de două ori în meciurile cu Bacăul. Odată în toamna lui 2003, atunci când Dinamo a câștigat aici cu 7-3. Este o bancă valoroasă și asta este important într-o campanie lungă, așa cum se anunță campionatul. Dinamo vizează și calificarea în grupele Cupei UEFA, chiar dacă adversarul este de calibru Everton. Iată-l pe Florentin Petre pentru Claudiu Niculescu. Florentin Petre, mingea sare la Zicu. Ai avut dreptate. 5-0. Acțiune de manual a dinamoviștilor și dublă pentru Zicu. Poate fi mândru. O geometrie necruțătoare a fazei. Minge talonată Florentin Petre pentru Zicu. Reluare cu latul. Da, superbă fază. Superbă. Popovici mai face o schimbare, însă probabil că acest lucru nu va modifica foarte mult aspectul partidei. Galop de sănătate pentru Dinamo. Un meci destul de bun de încălzire pentru Everton. Va fi însă o cu totul altă situație joi. Superbă mostră de joc colectiv. Este drept și pe fondul unui joc de apărare al bacoanilor, absolut tranquilizat. Asta pentru că ne aflăm pe lângă spitalul de urgență. Două Zicu, două Niculescu. Unul Moți, și el cu un autogol la succesul Bacău. Din nou Florentin Petre, din nou spațiu foarte mare de pătrundere pentru capitanul lui Dinamo. Încearcă să-l închidă Trofin. Florentin Petre, o pasă pe partea dreaptă, în care o așteaptă Niculescu, 6-0. Vlad Munteanu reușește să marcheze și el, împotriva echipei la care s-a lansat în fotbalul mare. Până acum scorul campionatului. Am anticipat corect la începutul meciului. Vor fi multe goluri, așa cum a fost în toamna lui 2003, când s-au dat 10 goluri pe acest stadion. La Dinamo, FCM Bacău, 7-3. Este totuși un gol primit ușor de portarul Mane. Șut pe colțul scurt. Mane a prins pe picior greșit. Și aplauză pentru Ioan Andone. La cel 7-3, Andone a antrenat pentru prima oară o echipă care a dat 7 goluri într-o partidă. Un succes categoric. Un cadou făcut de dinamoviști antrenorului lor secund, Iulian Mihăescu, care împlinește astăzi 43 de ani. Deviere bună a lui Zicu. Reprimește Zicu, Zicu rămâne la minge, Iani Zicu, Vlad Munteanu. Respinge Mane. Vlad Munteanu și el în fața dublei. Câte două goluri pentru Claudiu Niculescu și Zicu. Celelalte reușite dinamoviste semnate Moții și Vlad Munteanu. Claudiu Niculescu trage foarte bine de regulă din acea poziție. La 6-0, suporterii dinamoviști aplaudă și asemenea execuție.
20 de ani, jucător adus de la Universitatea Craiova. Este final de meci. Dinamo, FCM Bacău 6-0, formația moldoveană pulverizată de un atac cu forță net superior. Este scorul campionatului. Este o victorie promițătoare obținută de dinamoviști înaintea jocului cu Everton. Bogdan Cosmescu și Emil Grădinescu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi pentru că urmează emisiunea Minutul 91.